Ziua de 14 octombrie 2020 va fi declarată zi de doliu local în municipiul Calaraș, în memoria primarului Daniel Ștefan Drăgulin, cel ce s-a aflat în fruntea municipiului reședință de județ timp de două mandate în perioada 2012-2020. Ultima dată când a fost declarată zi de doliu local a fost la mormântarea omului de afaceri George Nagy decizie luată de edilul aflat în funcție la acea vreme Nicolae Dragu. În memoria primarului Daniel Ștefan Drăgulin, toate steagurile arborate de instituțiile publice călărășene vor fi coborâte în bernă.